ce faceți? E bine că ai întârziat. Eu mai tras încă o piesă până să fii tu. Iertați-mă. Nu e o problemă, stai jos să nu se aștepte. S-am făcut? Ce ai făcut? Am fost cu la o petrecere cu un prieten al meu. Așa? Cu Bogdan. Și... Și? Am rămas pe acolo. La petrecere pe timpul ăsta? O petrecere restrânsă. Am înțeles. Între... Trei oameni. Patru. Patru, așa e bine. Ați pregătit ceva? Aveți ceva? Bă, n-am pregătit nimica. Sincer să fiu, n-am pregătit nimica. Te așteptam că tu ai spus așa. Nu, că am eu idee. Da. Ia zi, mă, iau ție ideea. Ideea mea e să facem un remake și să fie pe balans, pe picior. Înțelegi? Și cum o vezi tu? Ia, dăm un exemplu. O toba 4, dar ne trebuie bine. O linie. Lasă-mă, stai puțin. Toba 4 e simplu. Punem toba 4, da? Da. Așa? Și auzi, ce crezi? Știi cum a luat el? Fii atent aici, Necule. Mi-am luat un avion. Am avion. Dar știi care e problema mea cea mai mare? E? Tu ai permis auto, nu? Eu la fel, el la fel. Cine conduce avionul? Eu. Morim cu toții. Nu. Da? Nu morim. Că e tare piesa, crede-mă. Ai avion, deja nu ești mai mașină. Ai înțeles? Deja te duce mai repede, succes garantat. Păi da, dar fii atent. Și eu știu să duc avionul. N-am permis, dar eu știu să-l duc. Am înțeles. Asta e ideea. Da. Te-ai trezit domnul din somn, nu? Nu, domnul. Sau cum te-ai trezit, te-ai venit în coace. Da. Da. Mi se pare mai tare. Puțin. Da, făcușel. Ce părere? Vedem cu vizionare. Mi se pare tare, o linie trebuie. O linie mișto. Vali? Bă, la început mi se părea, sincer, un om care, nu știu, a trecut prin viață și dă el sfaturi. Dar după ce l-am cunoscut mai... Dar eu pe Valic Jelie l-am cunoscut acum, cred că, în anul întâi de facultate, asta înseamnă acum 4 ani. În anul întâi de facultate, de cât timp am facultate, mă? Da, acum 4 ani. L-am cunoscut acum 4 ani, prin un chimie, prin Iulică. Ei sunt prieteni buni. Și m-a dus acasă cu mașina, cum m-a dus de data asta. A înțeles, m-a întrebat dacă am, dacă am cu ce să mă duc acasă. Și am zis că mă duc pe jos. Că n-aveam eu mașină, eu aveam eu mașină atunci. Când m-a dus el acasă, lucram la 8 ore jumate pe zi, mă ceam și la stajul și mă ceam și la facultate. Jur. Și l-am întâlnit pe Vale Vigelie, acolo m-a pus să-i cânt, i-am cântat, mi-a spus că sunt talentat, i-a zis băiatului care era și voia să facă treabă cu mine atunci, care avea studio, pune mâna pe el și fă treabă cu el. Băiatul respectiv, bineînțeles că nu m-a știut să-mi exploateze talentul, așa că a trebuit să fac singur asta. Mă ținea pe loc. Dar în fine, l-am cunoscut și... Și acum, când îl cunosc, nu știu, eu de atunci și eu de acum, l-am cunoscut același om. Adică atitudinea lui nu s-a schimbat față de mine, că gen am fost Ionuț și acum gen a venit să facă piesă cu Jador. Nu, e Ionuț, ai înțeles? E ceva tare. E un om șmecher, mă, e deștept, e trecut prin multe chestii. Se vede că e cu mult, peste mulți oameni din industrie. Și la modul cel mai serios, fără caterincă, fără... Ca să înțelegeți voi, te ia, te vinde pe un preț mic și te cumpără înapoi pe un preț mai mic. Nu, te vinde pe un preț mare, sunt prost. Hai. Te vinde pe un preț mare și te cumpără pe un preț mic. Nu mai are aceeași transmisie. Păi da, noi o dăm pe goleneală acum. Pe goleneală spun eu ce trebuie să... Oricum e de goleneală. Ascultă-mă ce vreau să spun. Bă, tu știi piesa mea? Eu sunt mare gagicar. Eu sunt mare gagicar, fetele pe mine sar. Mi-mi plac fetele frumoase și mașinile luxoase. E tare. E cea mai tare. Când e să-mi placă vreo fată.
Yeah. Ce faci și domnul uscat? Cheltuiești ultimul ban, numai în noapte să o am. Trebuie găsit o linie în așa fel încât să fie ușor de digerabil pentru... De asta facem muzică, să găsim, te-o găsim. O melodie de-mi place, aia, are Adrian una mișto, aia cu... Numele tău de azi, voi uita. Sunt multe piese frumoase. Sunt foarte multe piese, da. Din punctul meu de vedere e un hit al lău care merită făcut un remake. Necule, hai! Piesa nu e tocmai... Dacă stai să analizezi bine textul, piesa nu e una tristă. E tare! Hai să facem ceva, un balans. Hai, Nicul! Rafi, hai. Refrenul să-l cântăm jos sau cum vrei? Nu, să cântăm piesa în forță. Piesa, fii atent ce vreau să spun. Piesa ca să cânt în forță, explozia la la orice melodie este refren. Dar dacă tu spui că vrei să încep de prima sur, refrenul unde îl mai cânti? La ce nivel te mai urci? Ăsta e refrenul. Nu, ăsta e strofa, mă. Îl facem refren. Ok, atunci. Ăsta e titlul, ăsta e hazul, ăsta e, asta e. Dacă mă întreb pe mine. Eu te ascult. Eu ca ascultător, ca fanul vostru, gen. Ca public. Bă, ok. Eu vorbesc din punct de vedere al publicului acum. Nu luăm linia. Ascultă-mă, eu nu ți-am explicat cum începe melodia. Ai înțeles cum e ea normal? Eu știu. Ta 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 ta. Dar noi nu facem așa. Noi nu facem linie lentă. Noi trebuie să facem ceva exploziv. Ceva. Bun, hai să ne gândim. Și refrenul ăsta trebuie să fie. Ți-a intrat linia aia rău în cap. A, nu. Asta trebuie să fie altă melodie. Folosim doar versurile, da? Ce am putea noi să... Vezi tu că cuvintele le avem. Dar dacă stăm să ne gândim, nu... Eu, sincer, îmi zboară gândul la asta mea. Da. Că așa a rămas. Ăsta e șlagăr, nu mai e hit. Este. Nu, de asta spun, că de atâta timp să cântă și acum. De asta zic. Dar trebuie găsită varianta, de asta spun, că nu știu ce... Trebuie să găsim o linie bună, da. O linie bună ne trebuie. Dar nu trebuie neapărat 4 tova. N-ai vreo linie făcută de cineva pe aici? Hm? Să luăm doar linie. Să fie o linie tare. Păi n-ai cum, dacă are vreo linie cu text care a oprit-o el, ia lui.